Coregraful Marin Barbu continuă proiectul din Telorman pentru formarea unui ansamblu de dansuri populare cu o nouă selecție. Neamărin caută mai mulți copii talentați pe care să învețe frumoasele dansuri populare telormânene, județul său natal. Înființarea unui ansamblu folcloric al Alexandriei este un proiect pentru tineri inițiat de municipalitate, iar pentru realizarea lui au apelat la cel mai bun coregraf. Povestea merge mai departe. Școala de dansuri din cadrul ansamblului Burnasu a pornit de la ideea când în ianuarie 2023 Primăria Municipiului Alexandria a înființat ansamblul Cununa Burnasului. Ansamblul la care au venit și au participat copii din toate școlile și liceele municipiului. Pornind de aici, ne-am gândit că acest ansamblu se transforme într-o școală de dans. În februarie 2024 l-am contactat pe maestru național Marin Barbu și împreună cu dânsul am pornit acest proiect care sperăm să dureze pe o perioadă lungă de timp. Am făcut două preselecții de băieți, sperăm și în perioada următoare să vină băieți, chiar dacă până acum nu au dansat, noi suntem deschiși să învățăm dansuri populare din Telorman. Am început în februarie 2024. Încet, încet, cred că am învățat în jur de 16-17 jocuri. Continuăm acest proiect, dar ne-am propus să mai aducem încă băieți, pentru că încă nu suntem noi mulțumiți de băieții care îi avem. Ne-am dorit ca în viitorul foarte apropiat, după ce ei vor învăța 35-36 de jocuri, să facem mici coreografii cu jocuri din Telorman. Și ne-ar trebui, zicem noi, acolo undeva la 16 perechi minim, ca să putem să reprezentăm Telorman. Acum depinde de copii. Dacă copiii sunt serioși și părinții înțeleg că primăria își dorește așa ceva, noi suntem deschiși la acest proiect. Îi aștept cu drag, toți care vor să-și aducă copiii, să ia legătura cu domnii de la primărie și poate să-și aducă, pentru că interesul nostru este să învățăm cât mai mulți copii jocuri și tradiții din Telorman. Atât selecția cât și repetițiile se desfășoară în sala școlii Ștefan cel Mare din Alexandria. Cei mai talentați copii formați la școala de dans a lui Neamărin vor deveni membri cu statut permanent în ansamblul folcloric Cununa Burnasului.